Bună ziua, mă bucur că sunt pentru prima dată la dumneavoastră aici, în cadrul Colegiului Prefectural. Asta să-i mulțumesc domnului prefect pentru invitația făcută și pentru că fac câteva dată prilejul să mă adresez dumneavoastră pentru Colegiului Prefectural, dar și invitațiilor care sunt în această sală. Rolul meu este clar, doresc să vă fac cunoscut faptul că față deja dintre dumneavoastră cunosc. Noi în anul trecut, 2009, am înființat printr-un proiect finanțat de Ministerul Culturii, o finanțare națională, nu europeană, Orchestra de Cameră Unirea. Orchestra care până acum a concertat în Focșan de 8 ori, parcă, și a avut de asemenea un concert de galas în Baiași. Proiectul s-a terminat, finanțarea a încetat. În 2010 am reușit să impunem în cadrul Consiliului Local și Primăriei Focșani postul de artiști și instrumentiști, de adevărat nebugetate, dar cum ordonanța 63 a venit nemiloasă peste toți, ele au fost decupate. Noi credem în continuare în acest proiect și din acest motiv deschidem stagiunea de concerte 2010-2011 din nou cu Orchestra de Cameră Unirea, suntem încăpățânați și dorim să demonstrăm că Orchestra Unirea merită să fie în continuare în peisajul cultural focșanean, mai ales că Focșanul a avut filarmonică prin anii 50-60 și desființat atunci de autoritățile regionale Galați. Prin urmare, Focșanul are tradiție muzicală și eu cred că acest proiect al nostru se va impune până la urmă. Și mă adresez dumneavoastră ca șef de instituții și, mă rog, lider de opinie până la urmă, să sprijiniți acest proiect al nostru și să contribuiți, evident, prin participare la sală, deci cumpărarea de bilete și prin promovarea acestui eveniment care va loc pe 3 octombrie, duminică 3 octombrie, începând cu 18:30 la sala Teatrului Municipal Bastia. Deocamdată tot la Teatrul Municipal, pentru că Ateneul încă nu se va deschide în acest an. Și ce să vă spun, mi-aș fi tare drag să văd multă lume în sală și oameni cu înțelegere și dragoste față de muzică. Dar și cei care poate nu au fost niciodată la un concert de simfonic până la urmă pot veni și cu siguranță vor pleca încântați, mai ales că, repet, este un proiect al nostru, local, care dorim să-l impunem și pe piața muzicală românească. Suntem în continuare în atenția altor instituții care vor să ne vizite, inclusiv la diverse festivaluri de gen. Prin urmare, orice efort al nostru de a exporta imagine orașului Focșani, cred că merită toată atenția. Biletele se găsesc la casa de bilete la Teatrul Municipal, costă 15 lei, dar pentru că vremurile sunt așa cum sunt și finanțarea privată este din ce în ce mai slabă, noi am pus și biletul la 50 de lei pentru cei care doresc, un bilet de favoare, am spus noi, pentru cei care doresc să contribuie personal pentru ca acest proiect să poată exista mai departe și să fie o reușită fiecare concert al Orchestrei de Cameră Unirea.